Ștefan cel Mare e moldovean. Așa. Dacă i-am fi spus lui Ștefan cel Mare că e român, n-ar fi înțeles ce îi spunem. Ce limbă știa că vorbește Ștefan cel Mare? Știa că vorbește limba română? Cred că moldovenește. Sigur că era aceeași limbă sau aproape aceeași limbă cu cea care se vorbea în Muntenia. Deci etnia, cum să spun, a cărei marcă distinctivă este limba, e ceva dat, e ceva natural, ca să simplificăm discuția. Pe când națiunea este construită. E o construcție ideologică, o construcție politică. Poți să vorbești o anume limbă, să aparții la originea aceleiași etnii, dar să te desparți în momentul construcției națiunii. E situația, ca să privim și în altă parte, nu numai în spațiul românesc, între Germania și Austria. Deci austriecii vorbesc germana, au aparținut atâta vreme aceluiași imperiu german, în evul mediu, la începutul epocii moderne, la un moment dat, într-un anume context istoric, s-a petrecut separarea. Există o națiune austriacă, există o națiune germană. Putea tot așa, doar că lucrurile s-au întâmplat altfel. Putea foarte bine ca istoria să meargă și la noi în sensul acesta, să se constituie o națiune moldovenească distinctivă de națiunea muntenească sau română, cum vrem să-i spunem. Lucrurile nu s-au petrecut așa, sau s-au petrecut așa, sau sunt pe cale să petreacă așa în Republica Moldova. Republica Moldova, dar Moldova noastră e parte constitutivă a națiunii române și a statului național român în aceeași măsură cu Muntenia și cu celelalte provincii care aparțin României. Suntem încă în secolul al XIX-lea, domnule Lucian Boia. Cum erau priviți străinii din România, v-aș întreba? Pentru că spuneți la un moment dat, erau bineveniți, dar cu condiția să stea la locul lor. Adică? Da, deci era nevoie de ei. Orașele încă o dată sunt cât se poate de cosmopolite, fiindcă acest cosmopolitism se referă la populația orașelor, dar se referă și la fondul cultural. De străini e clar că era nevoie, e clar că sunt apreciați, în anume domenii sunt chiar mai apreciați decât românii, vin cu specializările lor. Italienii, de pildă, nu sunt foarte numeroși, dar sunt totuși destui în orașele românești spre sfârșitul secolului al XIX-lea. Sunt în special lucrători în piatră, zidari, constructori, lucrează la drumuri și așa mai departe. Germanii sunt specializați în multe, sunt mecanici, sunt ingineri, profesori. Deci, încă o dată, e nevoie de ei. Pe de altă parte, începe să se manifeste temerea că excesul de influență străină și de populație străină așezată pe teritoriul românesc ar putea să afecteze mersul firesc al nației române. Deci e o atitudine dublă, cum să spun, și e de înțeles. Întotdeauna se întâmplă așa. Mai spuneți la un moment dat că marile nume ale artei din România au ceva străin și aici iar este o înșiruire. Sunt străini asimilați, cum să spun. Caragiale are ceva grec, nu? Nu are ceva grec. În orice caz, Caragiale nu are nimic român. Biologic, biologic vorbind. Vorbim despre biologie acum. Alexandrie e grec? Destul de mult sânge grecesc. S-a presupus și origine evrească, care nu e confirmată. În schimb, la Xenopol, da. La Xenopol, da. Iorga e grec. Mincu este sârb. Da. Ion Mincu e autorul școlii neoromânești de arhitectură. Da, sârb sau macedonean, mă rog, din zona respectivă. Eminescu sunt. E român, deși îl chema Eminovici. E o poveste întreagă cu Eminescu. Adevărul e că nu s-a descoperit vreo origine străină, dar s-au făcut tot felul de presupuneri în privința asta. Nu, cert este că sunt destul de mulți români, mai ales în mediul aristocratic, familiile aristocratice în secolul XVIII deja și în secolul al XIX-lea sunt foarte amestecate, între români și greci în special. Și burghezia, mediul orășenesc, destul de amestecat de asemenea. Așa că sunt mulți români care au o origine neromânească, însă asta nu are nicio semnificație. Am spus-o pentru interesul informației respective. Însă, să ne înțelegem, Caragiale este grec prin origină, dar el este român și aparține culturii române. Deci cultura, apartenența la o etnie, la o națiune, nu mai spun, identitatea culturală a cuiva, ține de cultură, nu ține de biologie.
Nu ești român, fiindcă ești 50% dac și 50% roman. Ești român chiar dacă ești de cu totul altă origine, fiindcă vorbești românește, fiindcă aparții culturii române și fiindcă ai această conștiință a identității românești.